Salut! Astăzi vreau să folosim împreună un îngrășământ foliar 100% natural. Se numește Crop Max și este un îngrășământ concentrat care se diluează în apă, după care îl punem în pompă și stropim cu el legumele și plantele din grădină. Este foarte concentrat, are azot, fosfor, potas, fier, mangan, zinc, cupru, vitamina B, calciu, magneziu, aminoacizi organici, vitamine vegetale. Din ce scrie pe prospectul acestui îngrășământ, aduce un spor de producție de 20-30%. Împreună astăzi vom prepara o cantitate mică, doar 5 litri de apă, în care voi pune 5 ml din acest îngrășământ foliar concentrat. Găsiți dozajul pe internet. Haideți să facem împreună această operațiune. Am să-l aplic la ceapă, la usturoi, la câțiva trandafiri. Trecem la treabă. Am pus în pompa de stropit 4 litri de apă, iar alături mai avem 1 litru. Am agitat bine recipientul și acum, folosindu-ne de paharul gradat pe care îl avem, adăugăm 5 ml de lichid. Personal mi se pare foarte puțin, dar respectăm rețeta. Avem 5 ml cu super concentratul nostru. Îl punem în bidon. După care agităm foarte bine bidonul și îl vom pune în pompă alături de cei 4 litri, pardon. Am pus apa cu concentratul în pompă, iar acum amestec foarte bine. Aplicăm super concentratul nostru foliar la ceapă. În felul acesta îl aplic la ceapă, la usturoi și la căpșuni, chiar și pe pomișori. Continuăm până finalizăm întreaga operațiune. Administrăm același îngrășământ foliar, Crop Max, și la căpșuri. Îi stropim și trecem mai departe. Acest îngrășământ foliar va fi absorbit prin frunze. Aplic îngrășământul foliar și la arbuștii fructiferi. Aici am câteva tufe de ioșta. Prin pulverizare îl distribui uniform pe plantă. În felul acesta și planta primește nutrienții de care are nevoie.